În ultima săptămână, urșii din cunoscuta stațiune Lepșa din comuna vrânceană Tulnici parcă au înnebunit. Fie că este noapte sau zi, animalele dau iama în gospodării și mănâncă tot ce prind, fără teamă de oameni sau de câinii din curți. Autoritățile nu pot face mai nimic pentru că ursul este o specie protejată, iar pentru împușcarea unui exemplar este nevoie de multe avize. În plus, area în care trăiește este protejată. Panică printre locuitorii stațiunii Lepșa din cauza urșilor care parcă au luat o raznă. În ultima săptămână au dat iama în peste 10 gospodării, rupând uși și porți, intrând peste oameni în casă și mâncând tot ce prind. Sătenii spun că le deschid frigiderele, mănâncă selectiv, beau ulei, mănâncă inclusiv cozonaci și le ucid animalele. Este o chestiune de timp, spun oamenii, până când un om va fi atacat de urs. A spart o ușă, a intrat în bucătărie, a dărâmat un frigider. Adică a vrut să-l dărâme, dar de fapt a deschis ușa de la frigider și a scos tot din frigider, a mâncat ce i-a plăcut, nu știu cât a stat, că eu n-am ieșit din casa în care locuiam, și de întuneric, și de frică, și nu sunt obișnuit cu animalele astea, n-am nicio pușcă, n-am niciun mijloc de apărare. De teamă să nu se trezească cu urșii în casă, localnicii și-au adus câinii de pază care pot măcar să-i avertizeze că în zonă este un animal periculos. Autoritățile cred că este vorba despre o ursoaică cu pui, relocată din zona Brașovului, căreia nu este teamă de oameni din acest motiv și comportamentul său deviant. Și aici era o ușă fățată, împinsă, până când a cedat încuietoarea ușii fixe, ușa era trasă cu cheia. Am prins, a deschis cuptorul aragazului, a mâncat un cozonac, a mâncat mâncarea din aragaz. A căutat prin sertare, după aia a intrat în beci, de acolo a scos o găleată cu untură rânce, dar a dus-o în spatele casei. Dar n-a mâncat din ea prea mult. Uite, ce unde a rupt? Și n-a apucat să... aici? Aici. Aici a apucat o sărac. Dar de ce plângeți? Dar cum să nu plâng de mila lui? Uite, asta e sticla de ulei, care a băut ulei, era atât, era sticla de ulei și așa am găsit-o, mă vedeți. Și a băut ulei din ea, spart-o cu laba, cu ce? Că n-am găsit nimic acolo, de unde a luat, acolo tot de aici, de pe... Credeți că sunt fometat? Cred că sunt fometat, dar de unde am căptuniat atâta mâncare? La vecina asta a deschis aragazul, a scos de acolo... o cutie cu smântână de un kilogram, una de brânză tot de un kilogram și mai avea pe acolo tot felul de mâncăruri ce a avut. Pentru că este specie protejată, ursul este greu de vânat, mai ales în perioada de extrasezon. Mai mult, fiind vorba despre o ursoaică ce are și pui, acest lucru va fi aproape imposibil. Cel mai probabil, autoritățile vor fi nevoite să o relocheze. Până atunci însă, animalul umblă liber și dă iama prin gospodării, terorizând sătenii. Sunt urși cu comportament deviant, ei urși, e o singură ursoaică cu pui, este cu siguranță, e văzută a doua seară după ce a fost aici. Adică una singură sau mai mult? Una singură cu un pui. După intrarea în cele două gospodării de aici, am reușit și am făcut o adresă către jandarmerie, am făcut un grafic comun cu cei de la jandarmerie și cu responsabilul fondului de vânătoare. Și chiar în prima seară era undeva mai sus patrula, a auzit zgomote aici. Ursul era pe terasă la doamna Aliman, se pregătea să intre a doua oară în bucătărie. Ați auzit? Da. Și am aprins televizorul. Așa. Și a început inima să bată. De frică? De frică? De frică, bineînțeles că de frică. Dimineață, la ora 5, când m-am ridicat din pat, am văzut și-a deschis acolo, la bucătărie. M-am dus acolo și acolo era ușa de la aragaz deschisă. Aveam în aragaz un jumătate de cozonac, așa, l-a mâncat, ursul. Patru sertare deschise, aveam o bucată de caș, pește și aveam eu un sertar acolo, a mâncat,